Bine ne-am regăsit în Casa Meditațiilor, Corina Daruna Studio. Azi propunem o scurtă practică pentru creșterea ritmului metabolic și pentru activarea sistemului digestiv. Nu vă temeți, e o practică blândă și cred eu accesibilă oricărei condiții fizice, nu are contraindicații. O să începem pe spate. Ne întindem la saltea. Aducem călcâiele cât de aproape de bazin. Poate chiar mutăm bazinul într-o jumătate a saltelei, spre dreapta de pildă. Și apoi lăsăm genunchii să coboare împreună cu coapsele, gambele, să coboare împreună în partea stângă. Mâna stângă poate ajuta picioarele să coboare aproape de sol. Umărul drept rămâne aproape de podea. Relaxăm abdomenul, relaxăm și umerii, lăsăm omoplații cât de grei la sol și pur și simplu observăm masajul subtil, plăcut, pe care poziția corpului, postura, îl creează în abdomen, asupra organelor abdominale. Stimulăm ficat, stomac, splină, intestine. În același timp, coloana beneficiază de... E un efect așa juicy asupra vertebrelor și discurilor intervertebrale. După ce am stat, poate 30 de secunde, 1 minut, 2 minute, știu eu cât timp ne-am luat fiecare azi pentru practică, revenim în axul saltelei, mutăm bazinul și reluăm, desigur, și pe partea opusă. Putem păstra privirea capului spre tavan sau putem privi opus genunchilor. Fără tensiuni inutile, chiar încercăm așa cu fiecare expir să înmuiem totul în podea. Cu cât ne opunem mai puțin posturii, cu atât corpul se bucură mai mult de efectul său. Cum poate deja știm, este bine să practicăm același timp posturile asimetrice pe o parte și pe cealaltă. Dacă am stat un minut, stăm un minut și pe stânga și un minut și pe dreapta. Revenim tălpile pe sol, genunchii la piept, nasul la genunchi, putem să rulăm coloana și să revenim încetişor într-o postură de meditație. Continuăm cu o respirație astăzi, o respirație care din nou activează, numim în yoga asta Pingala Nadi, partea solară, canalul principal energetic masculin, solar. Cum facem asta? Simplu. Mâna stângă rămâne pe genunchi, poate arătător de deget mare împreună, palma spre cer, mâna dreaptă, ideal fără ochelari. Mâna dreaptă, două degete, le aducem deasupra sprâncenelor. O să închidem cu inelarul mâinii drepte nara stângă și lăsăm liberă nara dreaptă. Și tot ce facem este să inspirăm și să expirăm doar pe nara dreaptă de câteva ori. Închidem nara stângă și începem inspirul pe dreapta. Expirăm tot pe dreapta. Continuăm în ritmul nostru, inspir dreapta. Expir dreapta.
O respirație cât mai constantă, cât mai fluidă, fără să forțăm nimic. Putem repeta acest tip de respirație de 10-20 de ori. Poate 20 e mult dacă e prima dată când facem asta. Un ultim inspir, nara dreaptă. Expirăm, nara dreaptă. Relaxăm palmele pe genunchi. Observăm cum simțim. Poate deja ne simțim un pic mai activi, mai vioi. Observăm dacă respirația se simte diferit. Nara dreaptă, nara stângă. Știu că există persoane care poate au, nu știu, blocaj mecanic, deviație de sep, nu pot respira pe nara dreaptă. Este eficient și doar să ne imaginăm că facem asta. Poate nu la fel de eficient, dar știm, puterea gândului face multe, așa că nu există scuze. Dacă ne dorim, se poate, doar ne imaginăm că facem asta. Ultimul lucru din practica de astăzi este o mudră, se numește Surya, Surya însemnând soare, Surya Mudra. Degetul inelar este flexat spre mijlocul palmei și îl ținem acolo cu degetul mare, la ambele mâini identic, restul degetelor libere, palmele pe genunchi cu fața în sus, închidem ochii. Și dintr-un spațiu al relaxării, observăm cu ce vine acest gest în corpul nostru, în ritmul respirației, în ritmul inimii. Ce aduce? De cei foarte sensibili simt deja căldură, un ritm ceva mai alert al respirației. Poate activare în zona umbilicului, abdomenului, acolo unde e centrul nostru de putere, plexul solar. Și suntem doar curioși, receptivi, observăm, nu e nevoie să inventăm toate aceste senzații, nu e nimic greșit dacă nu le simțim din primul moment. Totul vine cu practică, consecventă, disciplinată. Să inspirăm adânc pe nas, expirăm pe gură, eliberăm mudra, deschidem ochii și cu multă căldură azi vă mulțumim!